이게 진짜 못해요. S-a făcut cartofi? Anul ăsta nu prea. Cam la jumate din producția de anul trecut. Îs mari și anul ăsta, uitați aici, dar nu ca anul trecut. Care crezi că sunt cauzele? Cauzele sunt astă primăvară, în aprilie, când i-am semănat. Imediat au început ploile. După aceea a venit seceta. Vrejii s-au uscat. Și atunci ei nu s-au înmulțit corect. Ce o să faceți cu surplusul de cartofi? Surplusul o să-l scoatem pe piață, la vândut. Cât estimați că o să fie prețul anul acesta? Acum, moment, în prezent, e 2,50-3 lei kilogramul. Dar probabil că o să crească prețul. Din moment ce producția e foarte slabă, prețul la cartofi o să crească. Anul trecut ce preț a avut, nu știți? 1,52 lei. Deci v-ați înțeleg că a fost, anul ăsta este dublu. Da, da. În momentul de față, tot pe timpul ăsta când am scos cartofii, a fost 1,52 lei kilogramul, acum 2,53 lei în prezent. Probabil că pe viitor, fiind producția slabă, o să crească prețul. Fii atent, și întreb. Păi am făcut ceva. Dar față de anul trecut, cam la jumate, poate și mai puțin. Deci anul trecut am avut cartofi la 1 kg 1. Acum trebuie vreo 4-5. Deci, oricum e slăbuț față de anul trecut. Dar mulți ani Dumnezeu este. E bun. Ce o să faceți cu surplusul de cartofi? Păi îl ducem pe piață, la Moldova Nouă, că în zonă la noi, aici așa, la Padina Matei, deci majoritatea își au strictul necesar pentru familie. Cam care este prețul la cartofi în acest moment? Păi, chiar alaltă ieri. Deci am fost miercuri, am fost la Moldova Nouă, 2,50 lei. Cartofii nu știu de unde sunt mari, dar cred că sunt numai de la export și samsarii, deci ridică prețul, cam la dublu. E dublu față de anul trecut, prețul? Da, da, da. Deci echivalentul ca preț, ca valoare financiară, deci cam se cumulează 2020 cu 21, cu 2021, pentru că acum e producția mai slabă, prețul e mai mare. Anul trecut a fost producție super, a fost prețul mai mic. Da. Deci noi... Care au fost cauzele de nu s-au făcut cartofi anul acesta? Prima cauză și cea mai importantă, deci secetă îndelungată foarte mult.
două, trei luni strop de ploaie, de apă. Sărămâna, ați făcut ceva cartofi? Slab de tot. Care sunt cauzele? Păi dacă a fost secetă mare, nu ploiat, nu s-au făcut ca anul trecut. Crezi că o să fie mai scumpi? Da. Nu știți cam care e prețul? Păi nu știm, acum anul trecut a fost 15, 10, dar anul ăsta o să fie 30, 40. Foarte, foarte rău. Așa e clima. Când e clima și nu e ploaie, n-avem ce face. Iacă dintr-un drap de aici am făcut... Anul trecut am făcut 20 de sași, anul ăsta am făcut 10. La jumate? La jumate. Dai, dăm rotă și vom îi rompe mișcă, să nu-i căzărim. E. Dă-i pișa din jur. Nu știu fantașică. Adelu. Dar pe să-i pună și ala, mă. E. O să-i pun la mar sau? Da. He, he. Când mănânci crumpiri buni și bere chestii bune, nu te prinde COVID-ul. E, nu. Răzgeați să bea și imunitatea. Ha? E, că nu bei... În cantități industriale. Vin. Asta e recolta pe anul ăsta. Dar sunt puțini față de anul trecut. Foarte puțini. Și sunt ei mici. A, să mai spun. Acolo cu tati, du-te alt sat. Na. Pentru noi e destul. Hai din cant. Cartofi, că astăzi am fost scos la cartofi și punem pe plită să-i coșem, facem cartofi copți cu brânză, mâncăm. Așa am învățat de la bunici, de la părinți, tot așa au făcut și ei și așa facem și noi acum. I-ai ales pe cei mai mari? Nu, nu, asta e producția, au fost puțini, dar mari. Acum îi tai felii și pun pe plită, la copt, să vedem ce gust au cartofii de anul acesta. Ce gust au? Bun. Sunt foarte bun.
Anul ăsta nu s-au făcut mulți, dar sunt foarte gustoși. S-au făcut puțini, dar sunt buni. A fost an săcitos, nu ne așteptam la așa ceva. Puțini, numai sunt buni. Să vezi ce mai mâncăm la iarnă pe plită, cartofi, că sunt foarte buni. Și băgăm și în tobă, îi coșim și mâncăm cu brânză. Că sunt foarte gustoși. Când îi se și te crumpi, sunt gustoși de mâncat. Ia, mami, se răgăște. Ia. Foarte bun. Mănânci și făinuș. De unde a fost seșită. Nu s-au făcut mulți, numai zbuni de mâncate sfăinuș. Tot ce mănânci pe plită. Sfăin și în rian când îi bagi să-i coși. Sfăinuș. De când era mic, bunica mea îmi frigea pe plită tot timpul. Ca da. Dar să știi că au gust fain. Sunt foarte bun. Bun, bun. Când îi seșită, așa îi spun că nu s-a făcut. Sfăinuș. Simți gustul de cum. Pânză de bară cu crum. Da. De-ai noi. Aici ești cu mine de bine, cu anții.